În timp ce unii săteni susțin că și-au ales președintele Obști în ianuarie 2010, alții spun că Obștea e reprezentată de conducerea aleasă de ei în august 2010. Ciudat este faptul că instanța a avizat ambele comisii de conducere ale Obștii. Obștea Muntele-Râncu, datorită instanțelor de judecată, are în prezent două consilii de administrație. Unul ales de către membri și unul numit de judecătorie. De ce s-a băgat judecătoria și s-a subrogat în adunare generală, asta n-am înțeles. Oare ce informații avem? Pentru că am observat pe timpul dosarelor că intervine un personaj foarte cunoscut, un fost șef al tribunalului, ca avocat al părții adverse. Astăzi la tribunal a avut loc o nouă înfățișare, iar cele două tabere au dat nas în nas în fața instanței, ambele cu dreptatea în mână și cu teancurile de documente. Am organizat alegerile conform statutului, pentru că în fiecare an se fac la propunerea oamenilor, deci oamenii au solicitat să facem din nou alegeri, să vadă pe cine alegem. Și a doua oară oamenii ne-au ales pe noi moștenitorii de drept. Nu vă aleagă dacă domnii spun că nu v-au ales pe dumneavoastră, nu au participat la alegeri. Pentru că acești oameni, în frunte cu interlopul Stan, au mințit oamenii că sunt ei în Obște, că ei conduc Obștea. Oamenii se tem acum că își vor pierde pădurile din cauza unor grupuri de interese. Riscăm să le pierdem pentru că un grup de ad hoc care s-a format cu familiile și cu un grup de 20-30 de persoane, cu familie, câte 3-4 din familie, și-au ales un consiliu de administrație ei. Cu dreptul meu de proprietate fac ce vreau cu el, nu? Nu are dreptul nimeni în lumea asta să te oprească, să nu fii stăpân pe dreptul tău de proprietate. Indiferent că e de la președintele țării până la ultimul om jos. E dreptul de proprietate inalienabil. Eu am participat la primele alegeri. Am participat, normal. Ați votat. Când a fost votat Consiliul. La cele din august ați votat? Unde nu am avut voie să intrăm. Toată lumea ne-au scos afară și asta, iar când a fost ședința noastră statutară și asta, atunci au venit la ședință, oamenii au fost bătuți, au fost înjurați, au fost cu diferite aparate care ne-au bruiat, ședința nu ne-a dat cu portavoce. Scandalurile de la Obștea Râncu trenează de multă vreme. De mai mulți ani, pădurile din zonă reprezintă mărul discordiei între două tabere care nu fac decât să-și urmărească propriul interes și mai puțin pe cel al cetățenilor proprietari de păduri.